Singura ofertă depusă pentru reabilitarea Palatului Administrativ din Suceava aparține unei asocieri de firme, unde lider este General Construct. Dacă aceasta va fi declarată câștigătoare, se va putea semna contractul. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat la Radio Top că imediat după semnare se va da și ordinul de începere a lucrărilor. Conform liderului Consiliului Județean, urmează o reabilitare cum nu s-a mai făcut la Palatul Administrativ, de la subsol până la mansardă, într-o abordare unitară. Niculai Barbă a mai precizat că de-a lungul vremii, începând de acum peste 100 de ani, de când a fost construit primul corp, au mai fost făcute lucrări, inclusiv modificări pe tronsoane. Reabilitarea viitoare va ține totuși cont de aspectul inițial al Palatului Administrativ, pe baza dovezilor, probelor și documentelor care vor sta la baza aspectului exterior al clădirii, pentru a se apropia cât mai mult de ceea ce a fost într-o primă fază. Durata de realizare a investiției este de 22 de luni, din care 4 sunt prevăzute pentru proiectare și 18 pentru execuție. Investiția, care vizează consolidarea, restaurarea, reabilitarea și dotarea Palatului Administrativ din Suceava, este estimată la 96 de milioane de lei. Palatul Administrativ din municipiul Suceava a fost afectat la 6 martie 2021 de un incendiu violent. Flăcările au izbucnit pe latura dinspre strada Vasile Bumbac și s-au extins la întregul acoperiș. Incendiul a fost lichidat de pompieri după o intervenție care a durat 7 ore. Clădirea în care funcționau Consiliul Județean și Prefectura a fost puternic afectată și de atunci nu a mai fost folosită.